Finanțelor, domnul Daniel Chițoiu, bine ați venit, domnul deputat Săbunaru, domnul deputat Țigăieru, ne bucurăm că sunteți alături de noi. Această manifestare, așa după cum știți, e organizată de primărie și Consiliul Local prin Direcția Piețelor. Are în, ca vârf de lance pe cineva care i-a plăcut întotdeauna să fie o zi a recoltei frumoasă în care să se regăsească toată dârzenia și toată strădania, toată transpirația, toată munca celor care trudesc în grădinile de legume și nu numai. Îl invit în fața dumneavoastră pe directorul Direcției Piețelor din Focșani, domnul Fane Popa. Bună ziua, mulțumesc mult pentru participare. Cum a zis și antevorbitorul meu, domnul director Frâncu, avem oaspeți de seamă aici în piață, domnul ministru, domn deputați și foarte mulți colaboratori de-ai noștri, domnul prefect, domnul primar, consilieri locali, consilieri județeni, domnul cel mare vicepreședinte Consiliului Județean. Nu aș fi putut să realizez așa ceva și chiar mă bucur că toți am pus umărul la treabă pentru să avem o zi a recoltei foarte reușită. Nu cred că s-a mai întâmplat să un viceprim-ministru să fie oaspet aici. Ieri în județul Vrancea a fost și domnul prim-ministru, deci județul nostru este foarte, foarte căutat și foarte bine pus la punct. Vreau să menționez, în primul rând, colaboratorii mei au fost cei care au pus umărul aici alături de mine și tot ce am făcut, am făcut numai cu ei. Mulțumesc mult pentru tot și distracție plăcută în continuare.